Botezul Domnului. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a treia. Copii, ce știți despre ziua de 6 ianuarie? Ce sărbătoresc creștinii? Da, aveți dreptate. În clipul de astăzi vom vorbi despre ziua de 6 ianuarie, zi în care sărbătorim botezul Domnului. Această zi mai este cunoscută și sub numele de Bobotează. Voi știți cine l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos? Foarte bine! Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan. De ce credeți că este așa de importantă această zi? În primul rând, este importantă pentru că s-a arătat Sfânta Treime, adică în această zi a avut loc Teofania. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre acest lucru? Sfântul Duh s-a coborât peste Mântuitorul Hristos, iar Tatăl l-a numit și descoperit tuturor că este Fiul Său. Apoi ziua aceasta este importantă pentru că prin intrarea Domnului în apa Iordanului, întreaga fire a apelor s-a sfințit, iar ca semn al importanței acestui eveniment, Iordanul și-a schimbat cursul. Și nu în ultimul rând, ziua de 6 ianuarie este importantă pentru că în fiecare an, de bobotează, în biserici se face sfințirea mare a apei, apă numită aghiazmă mare. Unde se săvârșește aghiazma mare? Foarte bine! Aceasta se săvârșește în biserică și reprezintă una dintre minunile ortodoxiei. Ați participat la o slujbă de sfințire a apei. Ce v-a impresionat cel mai mult? Așa este rugăciunea de sfințire rostită de preot. De ce este importantă aghiazma mare și cum trebuie să o păstrăm? Aceasta are o putere deosebită și este folosită pentru a ne sfinți sufletele și trupurile, casele, școlile, pământurile și toate locurile în care noi trăim, muncim, întreaga natură. Ea se păstrează la loc de cinste și rămâne curată și proaspătă mulți ani, ca semn al prezenței darurilor Sfântului Duh. Iordănitul. Voi sunteți vizitați de preot înainte de sărbătoarea botezului Domnului. Știți de ce vine preotul în casele noastre? Da, aveți dreptate. Înainte de sărbătoarea botezului Domnului, preotul sfințește casele credincioșilor cu aghiazmă. Această tradiție se numește iordănit sau umblatul preotului cu botezul. De regulă, preotul este însoțit de copii ce primesc de la gazde mere, nuci, covrigi sau bani. Creștinii primesc cu mare bucurie și cu mare dragoste pe preoți, deoarece aduc binecuvântarea și ajutorul lui Dumnezeu asupra casei și asupra familiei lor, prin apa sfințită cu care îi stropesc. Îndemnuri pentru micul creștin. Să ne pregătim pentru această sărbătoare cu post și rugăciune. Să cinstim cum se cuvine sărbătoarea botezului Domnului. Să bem aghiazmă. Să păstrăm într-un vas curat aghiazma. Poți da și alte exemple. Alegeți 3 îndemnuri și notează-le în caiet.
să reținem. Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan. Boboteaza se mai numește și Teofanie, deoarece atunci s-a arătat Sfânta Treime. Această sărbătoare este prăznuită în fiecare an la 6 ianuarie. Ne jucăm și exersăm. În fiecare an, la 6 ianuarie, la sărbătoarea botezului Domnului, are loc sfințirea Marea Apei. Răspunde la întrebări. Ce este aghiazma mare? Cine sfințește în chip văzut apa în zilele noastre? Cine lucrează în chip nevăzut în sfintele taine? Notează răspunsurile în caiet. Depus la suflet. Și după ce s-a botezat tot poporul, botezându-se și Iisus și rugându-se, s-a deschis cerul. Webografia imaginilor.